Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație, domnule notar, mulțumim Jockey Club pentru invitație și pentru găzduire. Emoția cred că este întotdeauna prezentă atunci când vorbești despre regele Mihai și despre monarhie în România. Și gândindu-mă înainte care ar fi mesajul și ce aș vrea să vă transmit din partea unui tânăr, liberal, fie el și vremelnic președintele Tineretului Național Liberal, punctul la care aș vrea să plec este contactul meu, primul meu contact cu monarhia și cu regele Mihai. Și acesta vine din ceea ce mi-au povestit și ceea ce mi-au explicat bunicii mei. Dacă ei nu ar fi putut să-mi transmită, dacă ei nu ar fi putut să-mi explice în copilărie ce a însemnat monarhia pentru România, ce a însemnat regele Mihai, eu în mod cert nu aș fi fost astăzi în fața dumneavoastră sau în mod și mai evident nu aș fi organizat lucrurile pe care le-am organizat. Acest aspect de timp, această ștafetă care s-a dus mai departe m-a adus în fața dumneavoastră astăzi și trebuie să mulțumesc familiei mele pentru că a făcut acest lucru și mi-a deschis ochii din copilărie. Anul acesta a fost un an foarte important pentru mine. Pe lângă discursul regelui Mihai, a fost și faptul că am fost personal prezentat Maestății sale, regele Mihai. A fost un moment, iarăși, care sunt printre puținele momente care îți marchează viața. Și sunt mândru că pot să spun că am cunoscut pe acest om. Revenind la discursul din Parlament, de care au vorbit și colegii mei, iarăși cred că este de prisos să spun că a fost un lucru extraordinar că am putut să aduc câțiva tineri, mi-aș fi dorit și au fost mult mai mulți tineri care au dorit să participe la acest discurs istoric. Însă toți cei care acolo au fost au remarcat un singur lucru. Sau au insistat pe un singur lucru. Faptul că regele Mihai a învins. Faptul că acei oameni care erau acolo, acei oameni care au fost în fața televizoarelor, au putut să îl vadă pe regele Mihai, au putut să asculte mesajul lui, este de fapt victoria pe care a avut-o regele Mihai împotriva tot ceea ce s-a întâmplat. Acea tristețe pe care o vedem în interviurile sale, acea poveste tristă despre România și despre viața s-a încheiat practic la această aniversare de 90 de ani. S-a dovedit că până la urmă bine le învinge și lucrul ăsta mie ca și tânăr îmi dă poate mult mai multă speranță și mult mai multă forță de a face ceea ce fac. Pentru că în sfârșit s-a văzut că până la urmă dacă stă și dacă îți faci lucrurile pe care Dumnezeu ți le-a dat de făcut, înseamnă că vei învinge. Și cam asta am simțit eu la discursul regelui Mihai. Vă spunea doamna Rotaru de 8 noiembrie, Tineretul Național Liberal are plăcerea și eu am plăcerea să vă invit mâine pe strada Doamnei numărul 9 la sediul PNL Sector 3 pentru o masă rotundă și o discuție deschisă despre ce a însemnat 8 noiembrie 1945. Și mulțumesc domnului Dinu Zanfirescu că va fi unul dintre cei care ne onorează și în acest an cu prezența. Veți vedea acolo tineri și oameni mai în vârstă care vor discuta și vor dezbate acest lucru, dar nu ne vom opri aici și iar am plăcerea să vă anunț că la același sediu, Academia Liberală, un proiect al Tineretului Național Liberal, lansează cursuri săptămânale despre legalitate și legalitatea în România. Încercăm să aducem în dezbatere, să teoretizăm, dar și, de ce nu, să punem și în practică ceea ce știm despre monarhie și să avem această discuție săptămânal și să invităm cetățenii, oamenii normali, oamenii din jurul nostru, să dialogueze cu noi, să vedem exact ce poate trezi lucrurile de care vă spunea Ștefan Sobotca, dacă într-adevăr este doar un lucru de moment sau putem să clădim pe acest sentiment, pe ceea ce a transmis regele Mihai la acel discurs memorabil, dacă putem să clădim pentru viitor și pentru România.
Încă o dată vă mulțumesc pentru invitație și la rândul meu vă aștept cu cea mai mare plăcere mâine de la ora 5 în sărbătoarea Domnului Morului.